Așa, dragi prieteni, suntem la Tighici, în sudul Republicii Moldova, Leova. Găsculițele. Doamne ajută! Ați revenit acasă, dragă deaspora? Da, bună ziua! Noi am venit în ospiție. Mai puțin a anunțat, probabil pe domnul Victor l-a așteptat, dar pe mine nu. Ei, da. Dacă nu veniți niciodată, ce? Veniți și să... Și atât vrem să vorbim despre nevoile, grijile și realitățile noastre. Da. Cum drumul, domnul Victor? Am ajuns cu bine. Drumul rău la noi aici, așa mai... Ei, las că e bun, iau-te, gâștele nu se închiedic. Că și aici, că nu poate intra o salvare și aici, nu poate fi o salvare, că, avem copiii bolnavi, sunt babii bătrâni mai mult aici în Mahala. Și nu poate să fie o salvare. S-a apucat de drum primărița, nu vreau să fac mai departe. I-am dat de drumul ăsta, asta să facem. O să facem, pe toate pe rând. Domnul Victor, cum? Domnul Vasile, ce am vrut să spun? Am vrut să atragem la bun început să zicem că nu este un PR, este pur și simplu un demn pentru societatea Republicii Moldova. Lucrurile s-au așezat așa că în ultimul timp noi cam ne-am apucat de bani, de avuții, de dus, de venit, dar am uitat de lumea vulnerabilă care a rămas în jos, mai ales de ăștia cu dizabilități. Da, este o problemă mare și de aia noi, de exemplu, am încercăm prin comunicarea aceasta care o facem acum, să îndemnăm mai ales diaspora care a rămas se află peste granițe, din puținul care au, să nu uite de ăștia care au uitat acasă, mai ales cu probleme sociale. Avem. Sunt niște probleme care, fără ajutorul diaspora... Și sunt uitați și de stat, da, și de societate. Corect. Eu trebuie să recunosc că v-am cunoscut în Germania, la domnul Vasile. Corect. Aproape de Marea Nordului. Corect. De câți ani sunteți stabiliți în Germania? Eu am fost printre primii, cred că, prin anii 90, când m-am dus în Germania și de atunci am rămas acolo. Dar... 90, n-am uitat niciodată și am fost tot timpul prezent. Sunteți de aici, de la Tighici? Da. Corect. Cine vă rămas aici la Tighici? Mama, am pe mama aici, sora, fratele, suntem toți la Germania. Am fost? Da, am întorc înapoi la doamna care mi-a dat căciulă. Dar suntem stabili aici, cel puțin o dată pe an suntem acasă. Nu uităm, facem, construim. Așa e, tot ce aveți. Da, păi, o să trag aici. Am avut o expresie și mai zic că lupul e sătul acolo, dar tot să uită spre pădure. Spre pădure, așa. Domnul Victor, am înțeles că ați aflat ultima vizită în sat despre o fată de 12 ani, fiica dumneavoastră, da? Țintită la pat și ați hotărât să... Corect. Am fost, astă vară fusesem acasă în concediu cu familia, copiii, soția și întâmplător mama mi-a povestit că este oarecare fetiță aici în sat, pusă la pat și într-o condiție dezastruoasă. Fără să dau o informație, domnule, că vine în ospiție, am venit spontan la mine. Să văd, chiar eram curios să văd treaba asta și vreau să spun că mi-a rupt inima, pur și simplu, ceea ce am văzut. Dar ce am vrut să spun, că bine, ruptul inimii mea, dar... Și acolo v-ați organizat După ce am văzut treburile astea, am început să comunic acum cu prieteni, cunoscuți, băi, este așa o situație, hai dacă e posibil cumva să încercăm să o ajutăm cu cineva. Și vreau să spun și să dau o mulțumire foarte multă multora care m-au ajutat și cred că și în viitor o să mai fac și ei câte și alții câte ceva cu acești bani finanțați pentru drum, pentru dumneai, pentru călească, pentru un pat, pentru pampersuri, o mulțumire pălăria jos pentru cei care au făcut-o. Moldovenii noștri sunt solidari. Da, ia arătați ce ați adus. Am adus un... Și mamei și tatălui. Da, am adus, vreau zic, un pat electric. Și nu-ți poate. Și vicișor. Și vicișor, ea că cunoaște, nu? E băietul mama. Stai. Să mai rușinează mea. Vreau zic că am adus un... Și a mamei, că ea... E mama mea. O trec copia la trebuie spune să stai. Mama, stai. Ce ai adus? Vreau zic că chestia așa, că am adus un pat electric care se poate arăcat în jos, în jos, picioarele de regulat.
Plus la asta am avut o conversație foarte delungată cu mai mulți ortopedi, cum ar fi bine copilul ăsta să o ajutăm. Că am arătat niște videouri, niște fotografii și am ajuns la o concluzie cu oarecare călească pentru... Hai să o dăm jos să vedem. N-ar merge. Și ideea a fost... Nu pot să o scot afară. Da. Nu pot să o scot afară. Eu n-am scos-o, nu din și eu n-am mai scos-o și vrea aer curat. Nu, hai nu, să vedem, dar vă ajutăm, dar să le duceți. Până la urmă, totuși noi am ajuns la ideea de a face, dintr-o călească pentru doi copii să o schimbăm ca ea să șadă numai culcată, da? Că o călească de asta normală, care pentru un valiz nu e posibil așa ceva de o găsit ca ea să șadă culcată. Deci totuși dumneavoastră, prin gestul ăsta, vreți să atrageți atenția societății? Corect, că sunt persoane care... Corect, dragă diaspora, mai ales ăștia care sunt diaspora, că eu sunt unul dintre voi, vă rog, nu stați reci la treaba asta, că o societate crește începând la cel mai slab de jos. Dacă nu să atragem atenție la societatea de jos, ca copilul ăsta vulnerabil și mulți, mulți, prea mulți care ca sunt ei la noi în Republica Moldova, noi nu construim societatea mai. A să o reconstruim. Păi, haideți să ajutăm să le dăm jos, acolo le punem undeva pe pat. Oleg, le punem jos undeva pe toate, dar să ajut și eu să duc. O saltea specială anume pentru astfel de persoane care stau mai mult cu cap, ortopedică. Hai să ajut și eu cu ceva, măcar contribuim, măcar să le duc. Că asta e din partea simpatizanților și membrilor de la Democrația Acasă. Corect, asta am uitat să spun, asta și este. Din partea Democrației Acasă, diaspora din Germania. Ne-am făcut prieteni noi în Germania când am fost. Am uitat să spun de banii ăștia care au fost, vreau să mulțumesc încă o dată domnului, prietenului meu, cumătrului meu, Ruslan Andoni, prietenul meu, Crăciun Ion, Vasile Buză, să ne luăm ceva. Da, ceva noastră. Vedeta noastră. Da. Și asta e. Da, bine. Hai să le ducem. Am să contribuim și noi cu dusul măcar. Eu n-am știut că sunt atât de importante pampersurile pentru persoanele cu dezabilități și bătrânii noștri care stau. O, ia uite, curat, aranjat. Le pun jos. Eu le pun jos până când. Matale, hai să le bagi în casă. Arătăm și partea pozitivă și frumoasă a societății noastre. Doamna Larisa, zdravstuite! Zdravstuite! Neajidana! Pe doamna Larisa am cunoscut-o în Germania. Iată, așa-i patul. Să vină Victor și să o scoatem. Aveți noroc că acum drumul e bun, dacă era ploios, nu mai intrați voi. Câte persoane cu dizabilități sunt în sat? Știți? Așa mai tare e grav fata mea. Sunt copii care duc la școală, dar la mine fata la școală nu se duce. Cea mai mare problemă care a fost anume de organizat pentru o astfel de persoană ca copilul meu a fost călească, da? Că nu e posibil, cum am mai spus. Da, am înțeles că asta e ce am putut noi să facem. Asta e totuși... Da. Asta și este. Cureaua de securitate aici. Salteaua specială. Zicem, da? Și, mă rog, acum, vreau să mă știu la biserică, mă, ce mai, dar acum nu pot să o scot nici afară, să vadă. Dar câți ani are? 12 ani are. 12 ani. Și așa e din... Din Oscar, eu atins nevul. Nu pot să o scot afară, vreau afară să o scot. Avem frână, este frână la picior, la mână. Da, iată, asta ar trebui să ocupi statul nostru, frate. Asta ar trebui să ocupi statul. Nu, bine că au furat un miliard și nu i-a afectat pe moldoveni. Căruța se încapă pe poartă. Se încapă, se încapă. Dacă o luăm ghinișor, dacă nu ți-chidem poarta, și e mare. Scrie care e problema, că e așa din ușa din mă culcată, dar eu însă nu pot să o pun. Am înțeles. De asta și s-a gătat un căruț special. Asta înseamnă atitudinea față de... El, frate, trage al pe că... Victor, un om cu suflet mare, iată așa mi-am făcut prieteni eu în Germania. Eu lasă Victor acolo, și să dăm în spate acolo, da? Uite, așa o mai scot în ograd, așa eu nu pot să o scot. Și acum, așa, acum pot să o scot, să o pui în pat?
Da, pot să îmbrac ghin și o să scot să ai o leagă aric cu nață, mai aud și eu o pasăre, o gâscă, dar așa nu puteam să o scot să fie numai în casă, în casă, în casă. La întuneric. La întuneric. Dar este și, este e pat. Da, patul care... La soare, un pat special, da? Da, este un pat special care ca în spital. Apoi, dar tu ești... Tu ai venit numai pentru asta, dar ai plus da. Mașina plină. Da, da, da. De data asta am venit anume pentru ajutorul ăsta umanitar, care este că n-am putut să aștept o lună, două, trei, jumătate de ani. Zic, băi, acum trebuie și mâine. Bine, trebuie să dăm acolo. Da, pat special. Asta. Și nu... Compensăm și nu faci statul, fac oamenii de bună credință, cei care da. Se numesc diaspora, nu știu de ce. Lumea paralelă, cum spune Dodon. Da. Voi lumea paralelă. Au ștrianul, mă, băiatule, mă. Avem trien, mă! La Tighești treci trienul! Nici n-am știut! Yo. Plin sterni! Și aici ai! Nici cu gândul! Asta și n-o dovedit o filață de la metală cu Dodon! Hai că-mi să te ajut! Da! Ia cablurile. Așa. Da, ăsta e pat. Așa. Domnul Vasilie, buza prietenul meu din Germania, urmărește în direct. Da? Da, cum? Salutări! Trenul s-a dus, gâștile au rămas. Iată așa oamenii noștri, multe lucruri care le-au făcut. Nu le cunoaște nimeni, dacă nu suntem noi. Noi suntem în asta să protejăm pe fiță. Dar el e electric, el e cu... Da, el absolut electric, 100%, se ridică tot în sus. Se ridică tot în sus, da. Picioarele, capul, are mai multe funcții. Are, are, văd eu. Care... Patru motoare. E la... E la pult. Îl văd. Cum îi spune... Da. Și ăsta-i cumpărat din banii acumulați de băieții de acolo? Corect, da. Cum am spus, diaspora din Germania sau Hamburg, din nord, da. Și Hamburg și mai la sud. Cea mai mare problemă a fost căleasca, vă zic la toți. Totuși căleasca e și ei mei. Da, asta a fost o problemă extraordinară. De ce? Cum v-am spus, fetița are 1,20 m. Și asta în primul rând. În al doilea rând, capul el nu poate să-l ții pe loc. Și de asta spui că așa persoane... Trebuie o călească specială făcut pentru asta, care costă mii de euro cu astea. Și iar ideea care a fost cu ortopedii care am vorbit ei, cu dânsii, dintr-o călească pentru doi gemeni, de-o prefăcut pentru o persoană, pentru unul singur. Și am făcut la 1,45 m, de exemplu. Fetița are 1,20 m, 25 m în plus. Mai aveți copii, domnul? Băiet. Da. Mare deja. Le duc la armată. La armată? Hai că-l băgăm unul. Ce le spuneți la băieții care au contribuit și v-au adus? Mulțumesc și v-a dat folosit. Mulțumesc. La noi statul nu mai faci. Și statul? Nici parlamentul. Nici parlamentul, n-așteptați nimic. Da, noi nu ne apropiem ca să-i protejăm identitatea, totuși e copil, 12 ani. Și statul cu ce vă ajută, doamnă? Cu nimic. Am fost și m-am bătut în dăi căruși și invalid și o zic că n-au. Nu au. N-au așa ceva, au vrut să-mi propui pat. Zic, eu da, eu pat vreau, dar vreau să o scot afară la aer curat, vreau să mă duc cu dânsa la drum, când mă încaz încă. N-am dus să-mi dă așa ceva. Zic, eu pot, nu pot să o scot la aer afară, că e cu roți, dar eu îmi trebuie căruși. A, dar și chiar vreți să-l puneți aici, da, aici în vreau. Loc la sobă. Da, da, și cu la afară, că n-am spus în la decurs de două minute, gata, ia-ți întrebările pe partea asta, este pus cu Victor. Apoi în afară de asta trebuie pampers, trebuie lucruri care... Noi le cumpărăm. Eu s-am angajat, eu am licență. Da, dau 3 migrele nici nu ajungem. Gaz cumpără, eu puterii, eu n-am gaz tras. Cumpăr lemne și lumină, lemne, vine iarna, mai cumpăr ideea mâncării, că trebuie în lapte, că numai... Ați văzut băieții noștri plecați tot de sărășii de aici, nu uitați de... Da. Ce și nu faci stat, o fac cu oamenii noștri frumoși. La suflet. Da. Și lucrurile strâns. Aici am zis un straj de aici. Sunt aici. A, unii, dar nu-i poate și ieși de acolo.
înainte obțin să o scot în căruș, să-i invalid, obțin să o scot afară, da, mergești la biserică. Dar eu am început să crească, să crească și nu pot. Nu scotem sara pe răcoare, când e soare sau poate bătem la ui. Dar o scotem la pâșii, e ulea cu aer curat, dar acum cu geamul și eu nu pot să o scot. Eu vreau și eu să aud un copil, vreau să vadă și eu, aud un nu pot să o scot. Și statul nu oferă paturi de astea speciale, nu, nimic, nici cărușoare, nimic. Nu, nu au, nu găsesc în așa ceva. Nu găsesc. Nu vreau să fac mai parte. Dacă nu au furat 1 miliard din bancă de economie, o găsit? Nu, cred că o găsit. Eu pot găsesc. Eu pot să-l muzunar. Nu e scuzat, nu vreți vorba, dar... Da, Victor vrea să le conecteze deodată. El vrea să vadă cum lucrează. Ah, eu ne-am lăsat acum. Ne aranjăm și să-l aranjăm ca să ajungem trebuie unii timp. Le aranjăm. Păi s-a rotis deja cumva. Da, dar noi să punem noi, da, să punem, da. Domnul Victor, să ne arăt cum funcționează. Cum funcționează, mă. Da. Secundă. Ne mergem la vecin aici, tot e... Ce este deja vecin? Tot avem o vecin și la pat tot are așa... O vecină care e la pat și tot? Tot așa, că pat aici... Dacă în Moldova nu mai aștia au rămas, fraților, oamenii... Dar plătesc femeie și plătesc în fiecare un băieț la Italia și eu plătesc... Și o plătesc ca să aibă grijă de mama lor. Da, da, plătesc femeie și femeile se au dar și patul plătesc. Nu știu, și patul plătește? Da. Patul lucrează, funcționează. Ei te rog, te rog, comandă, nici aia te ridică în jos în sus. Dai drumul, stai și patul... Dar arată cum se ridică capul? Da, dar ia spucea, fii foarte mult, vinci de gând. Capul, și avea te ridicăm capul. Da, el funcționează, că se ridică. Da. A, și nu trebuie să ia uite. Ridicăm cap, dăm în jos. De exemplu, și cu asta luăm, de exemplu, tot patul. Ridicăm tot patul odată. A, el se ridică tot odată. Sus, sau? De exemplu, picioarele. Să ridici mai în sus. Da, picioarele. Să... Sau, mai avem încă o funcție, de exemplu, tăt patul se ridică pe o parte. Nu? Aha, pe un unghi. Da, tăt patul unghi. Ia uite da. Cum se ridică. A, dar pe el chiar e deja... Da, avem în sus. Bine. Acum, asta trebuie să fac statul nostru, fratele. Da, cum îi spune, fetița? Anișoară. O auzit că e pentru ea patul. Și ăsta e nou salteaua, tot. Da, 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 absolut. Este o salteaua ortopedică specială, pentru astfel de persoane. Și acte de patugă. Salteaua e simplu, nu poți să-l pui, că e odor oasă, văd, și asta e... Specială, gândită. Da, patul funcționează în mai multe regimuri, se ridică da, cap, se ridică picioare, da, se ridică tot patul, unghi. Asta trebuia să așteptăm puțin că... Ca el să dăie după... El trebuie să-și vine drumul în primul rând și să așeze pe asta. Cred că unde curs vreo jumătate ceas să schimb la locul lui. Da? Da, doamnă. Să vă întărească Dumnezeu. Și să mai ajut și pe alți copii cu așa stare, că numai a mea și ei mai stare din sat, numai copilul meu. Eu am mai fost pe la sanatorii, mai fost prin alte țări, dar sunt copii care poate să duc la centru de școli, care, dar ei nu poate duc nicăieri. Am înțeles. Numai mai, sunt copii așa invalizi deja, dar părinții îl duc la școală, îl duc acasă, dar ei cel mai tare grand copil din sat, e a meu, cel mai tare copil. Noi, prin termenul domnului Vasile, o să încercăm să atragem atenția societății. Poate... dacă e posibil să se implice mai mult în treaba asta, că statul e clar, la momentul actual, e foarte sărac. Eu am vrut să mă stărui să-mi dai o mașină de spălat automată. Da, aveți apă aici în Tighești. Am făcut fântână. Eu, gardul care am vizit la drum, e făcut prin Enzinucă. Gardul de aici ai făcut prin Enzinucă. Fântâna ai făcut prin Enzinucă. Și când am auzit că se dă un fel de ajutor pentru bani, pentru mașini, când zic, păi, la familie, nu mirabil, care sărași. Eu m-am dus la primărie și mă chema și îi spun, bine, zic, hai că n-ați și buc. Eu zic, nu puteți dăm la Tighești, dăm la o parte de familie. Și eu m-am dus și spun la primărie. Dar mic copilul șede la pe. Eu din 2013, de când m-am angajat, odată nu a fost acasă să vadă copilul meu. Apariți asistent social, aveți? Avem, dar nu a fost. De când m-am angajat, nu a fost deloc. Pofim? De ce nu a fost? Nu știu, îmi spun ca să vii, ca să vii, fă curățenie, ca să vii mea, că din 2013, de când s-am angajat, nu a fost niciodată să-mi vad copilul sau și o hrănesc, și dau, nu, și pamper, de unii ei... Ies de nu, că asta e da, salvarea. Da, și m-am dușeam cu fântână, știu? Mușeț. Mic. La lui ai 800, a mea 3000 de lei. Dar pe ce lucrezi ai 800 de lei? Paznic. Paznic și lucrător la un depozit. La un depozit 800 de lei. Nu, nu, am înțeles, 800 de lei, ce este salariul? Și... Doamne Victor, cine... M-am dus și m-am dorit să-mi dă
mediu bani să iau mașini de automat. Și ei mi-au zis, mi-a dat pe toate trei cote. Și dacă ai trei cote? Și mă aparține trei cote și a zis, cum la alții dați acasă care șed, nu duc la lucru, dar nici copilul îi învață de la pat, nu-mi dați. Echitate socială. Și eu m-am dus și ne-am spus, nu vreți să-mi dați pat, mașini de automat, eu mă duc mai departe. Și a început el acolo și mă sun, ți-ai luat mașini, zic, dacă și mă ierdați, pădui din cap sau dacă și eu. Îi dar noi căruși nu găsim, dar pat, zic, poate și pat întrebi ești, dar ne-i întrebi să o scot afară la aer curat copii. Am înțeles, deja gata, o rezolvat domnul Victor. Da. Domnul Victor, ce mesaj aveți pentru băieții din afară care au rămas? Da, cum am mai zis, dragă diasporă, am crezut în voi, cred mai departe în voi și v-aș ruga să nu stați... Reci la treaba asta. Vă rog frumos să ajutați lumea de acasă, mai ales ăștia care cu dizabilități, deoarece statul a fost, este și nu se știe când se va îmbogăți. Vă rog să-i ajutați. Asta e mesajul. Mulțumim echipei noastre din Germania. Da, asta și e, da. Și am înțeles că există și persoane fizice care au contribuit financiar. Da, care... persoane fizice care au contribuit, de acum așa am zis, nu știu, am uitat, dacă vă rog frumos. Asta e pentru... Mai nu i-am luat cu mine, da? Nu. Asta e o contribuție din partea persoanelor fizice. Asta e o mică sumă de bani, nu mai spun ce... Am înțeles, da. Din partea unor persoane private, de, cum am și zis, cu mătru meu Ruslan, prietenul meu Ion, cei ce legat de călească, de pat și toate astea, multă, suntem noi echipa Democrației Acasă care am contribuit. Dintre care și soția mea. Da. Doamna Arisa, numai că e mai modestă. Ne-a încurajat, ne-a susținut, am organizat împreună, am plănuit împreună cum să face, cum să ajungem aici acasă, să aducem lucrurile astea. A fost... Când plecați înapoi? Am avut o... Vreau să spun că... Cred că mâine, până mâine îmi pleacă înapoi, dar ce am vrut să spun că multe lucruri s-au făcut în viața asta, dar așa o... cum să zic, o... satisfacție, sfletească. Încă n-am avut niciodată în viața mea. E ceva extraordinar de frumos și plăcut. Ia că eu nu m-am așteptat la dâns așa ceva. Dar știți? Știi, dar sat. Vă spun chiar că avem vecinii și în sat, îți duc pe hotare, știi, nu m-am, nu ne-o să dat chiar că ai copil în valica vecin, să-ți dă să-ți iei un pachet de pani pe sat la copil. Dar eu nu m-am așteptat chiar că el a să mă ajute așa ceva, nu m-am așteptat, serios, și mulțumesc, mă, dar prost, chiar nu m-am așteptat. Deci sunt mulți oameni care duc pe la Zarabot și poate așa ai fiecare cu grijă. Dar mă ținam un pachet de Pampers. Nu vreau nic, dar nu, dacă la dâns nu m-am așteptat ca și... Aliona Lozovanu zic că vă dau eu o mașină de spălat. Îmi lăsați numărul de telefon și dumneavoastră dacă da, mai sunt oameni care... Luat, da, vreau să mai spun la... Vreau o bani, vreau uia ca s-o banii să dărâm în vechi. Am înțeles, atâta oameni. Să fac, s-o fac. Dragă diaspora, nu e numai aici problemă. Sunt mai mulți. Republica Moldova. Nimeni nu cere că anume aici să vină cineva ceva să facă. Mai mergem acolo. Luați atrageți atenție direct în toate satele și orașele noastre, că sunt foarte, foarte mulți uitați pur și simplu de societate. Uitați. Asta e mesajul nostru. Gata, am încheiat. Mulți ani. Fugim ca pe altfel. Iată așa e. Cu Pampers. Dragi prieteni, în afară de luptele noastre politice, eu vreau să le mulțumesc colegilor din Germania, din cadrul echipei noastre Democrația Acasă, care au făcut efortul după ce am fost noi și ne-am prietenit acolo, la nordul Germaniei, în Hamburg. Mă bucur să văd oamenii că au înțeles că fără implicarea lor fizică și în campanie electorală și în viața reală și în economie, aproape imposibil de schimbat ceva la noi acasă. Așa cum spune și Victor și Vasile și alți oameni din cadrul echipei, solidaritatea noastră trebuie să fie în acțiuni. Acțiunile fac diferența dintre bărbați, dintre oameni și așa care scoți. Oamenii ăștia au plecat de ani de zile din Republica Moldova, dar n-au uitat. Și un lucru pe care îl spun ei, chiar dacă am vorbit înainte câteva minute de a ne apropia de această casă, oamenii spun că i-am trezit prin toate acțiunile pe care le-am făcut în Republica Moldova, în ultima perioadă, toate luptele mele și a colegilor mei de la Democrația Acasă i-au făcut să se uite cu alți ochi la tot ce a rămas acasă și să fie mult mai activi. Probabil de acum înainte va trebui să-i convingem pe cei plecați, care poate nu or mai reveni, că au casă, au masă în Germania, în Franța, în Italia, dar să fie mai activi social, politic, ca împreună să schimbăm lucrurile la noi acasă. E adevărat că e complicat, e greu, e sărășie. În Republica Moldova e dezastru, la toate capitolele. Și bandiții continuă să huzurească, dar asta ne dă curaj.
Și acțiunea de astăzi ne dă curaj să luptăm pentru drepturile și libertățile noastre. Am găsit și un copac cu gutui. Ia uitați-vă și frumos, în stepa noastră, în Tigheci. Și încă un copășel în parte, pentru cei care țin minte cum arată mierele pe copac, după ce nu mai sunt frunză. Și unul roșu. Frumos. Și gâștele noastre. Ia uitați-vă. Ia că așa arată străzile din Tigheci. Așa arată realitatea noastră. Sănătate, înțelepciune, răbdare pentru cei care au contribuit din Germania, probabil colegii noștri din Italia se vor implica. Noi avem o fundație de caritate, Familia, ca să putem facilita toate contribuțiile dumneavoastră. Vă salut cu mare drag de aici, de la Tigheci. Fugim mai departe să luptăm!